Se discută foarte intens în ultima perioadă, cel puțin în mass media, despre o posibilă ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere. Ce știți de acest lucru? S-a pus în discuție în cadrul partidului acest subiect? Au fost enunțate mai multe idei de către în discuțiile pe care le poartă diferiți colegi. Nu s-a luat o hotărâre în sensul structurilor de decizie ale Partidului Social Democrat, dar eu privesc cu oarecare circunspecție atitudinea extrem de refractară în legătură cu asemenea ordonanță. O societate civilizată trebuie totuși să aibă și niște momente de clemență pentru aceia, pentru membrii săi care au greșit. Și dacă aceștia au suferind o anumită pedeapsă, comportându-se într-un anumit fel, recunoscându-și greșelile, încearcă să se îndrepte, atunci și societatea trebuie să vină în sprijinul lor și să dea dovadă de clemență. Și clemența, deci, în aceste cazuri, cum se poate da? Evident că îl susțin. Până și regimul comunist, a avut mai multe momente în care și-a manifestat clemența față de aceea, deși știm că erau pedepse foarte severe. Existau momente în care au fost oamenii care au greșit, au beneficiat de clemența statului respectiv și au fost puși în libertate, în anumite condiții. Evident, practicile acestea în domeniu sunt foarte cunoscute. N-am inventat noi acum grațierea sau amnistia. Dar ar beneficia domnul Liviu Dragnea de o astfel de ordonanță de urgență? Și dacă ar beneficia asta, mi-este foarte greu să spun. Nu cunosc situația proceselor pe care le are lider. Nici nu mă interesează situația proceselor niciunui membru al partidului sau al vreunui partid politic. Eu am fost un om care, datorită persistenței mele în timp în viața politică, am trecut prin foarte multe momente din acestea, o grămadă de reclamații, tot felul de lucruri din acestea, însă principiul meu de viață este ca eu să nu reclam pe nimeni și nici să nu mă ocup să mă răzbun pe aceia care i-am mai dibuit eu că m-au reclamat, pentru că mi-aș pierde timpul și nici n-aș mai putea face nimic să mai șterg motivele adevărate ale atitudinii pe care au avut-o cei care s-au ocupat cu asemenea lucruri. Din punctul ăsta de vedere, am o slabă apetență pentru a vedea, a scormoni în trecutul oamenilor sau să văd exact cum stau din punct de vedere al faptelor care sunt. Am convingerea că există structuri specializate ale statului, cei din care reprezintă puterea, justiția, abilitatea în acest domeniu și care pot să facă lumină în toate locurile acestea. Dar poate că noi și exagerând cu discuțiile vitemne acestea, reușim să creăm un halou negativ nu pentru noi, cei care suntem în discuții, ci pentru toată națiunea aceasta. Pentru că și lucrul ăsta este evident. Toți românii suntem cel mai mult difurat. Toți. Bunii n-au nimic. Suntem difurat. Toți sunt niște justițiari, cei mai drepți oameni de pe lumea asta. Dar e o problemă dacă lași portofelul mai la o parte, apare problema asta, mai complicată, a dispariției sale, riscul acesta al dispariției crește. Pe urmă, toți vrem sânge, dar să nu se aplice asupra noastră sancțiunea și pedeapsa. Noi despre noi, oare nu e ceva ciudat că noi despre noi spunem că suntem hoți? Așteptăm să ne corecteze austriecii, să spună, nu, domnule, românii sunt niște oameni extraordinari, de cinstiți. Păi, dar uite, ei spun că sunt așa. Aia, nu, greșesc. Nu să avem niciodată parte de o asemenea. Probabil că trebuie să ne schimbăm. Acum, revenind la ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea, cu ALDE, cu partenerii de coaliție, ați discutat acestea, s-au purtat discuții pe subiectul acesta? Nu. Cel puțin n-am fost într-o structură formală, dar nici informală a
partidului care să discute cu cei din alte subiectul acesta. Până la urmă, cred că un asemenea subiect, dacă urmează să se discute, evident, el va face obiectul discuției în Comitetul Executiv și în structura de decizională de la ALDE, dar lucrurile astea trebuie spuse la punct întâi de oamenii care au un pic de capacitate în domeniu, adică să fie niște juriști, dacă s-ar putea să fie chiar și niște juriști eminenți. Doamna Monica Nicolae, spre exemplu, astăzi la PS News a oferit o declarație în exclusivitate în care a susținut că dânsa practic nu susține această ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Eu cunosc de asta foarte multă vreme dacă... pe Norica, am și lucrat împreună mulți ani înainte când am fost membru al Parlamentului. Și pentru că e opinia domniei sale, ce aș putea să spun eu, să o contrazic, de ce să o contrazic? E o opinie exprimată de un om, așa cum și eu exprim această opinie, dar în principiu eu cred că dacă facem abstracții și curățăm foarte bine lucrurile, pentru că în mai multe rânduri s-a discutat despre această ordonanță și niciodată n-a fost vorba de introducerea infracțiunilor vizând corupția într-o astfel de ordonanță. Și atunci e foarte greu de înțeles din ce cauză. Dacă nu e vorba de corupție, care e un fenomen pe care trebuie să-l combatem cu toții, necesită programe, există și o monitorizare atentă a acestor lucruri. Dacă nu e vorba de un lucru atât de grav, atunci din ce cauză suntem împotrivă sau atât de reținuți? Pentru că și aceia care au suportat niște pedepse, oamenii aceia sunt tot niște indivizi umani și evident unii dintre dânsii s-ar putea ca cei mai mulți să vadă în asta o cale spre îndreptare. Lasă la o parte celelalte aspecte economice ale amnistiei și grațierii. Dar cu ce ne-ar ajuta pe noi o ordonanță de urgență privind amnistie poate și grațierii? Poate noi nu știu că ne-ar ajuta foarte mult, dar pe ei ar ajuta foarte. Care? Un om încarcerat, care a greșit, care își recunoaște greșeala, care a efectuat o mare parte din pedeapsă. Eu cred că e un ajutor mare să-l reinserezi într-un mediu social normal și să dai dovadă de înțelegere față de asta. Că, dacă mi-amintesc bine, sigur mi-amintesc, e o figură de stil, parcă până și creștinismul are la bază comprehensiunea aceasta, înțelegerea, iubirea oamenilor. Să faci ceva pentru ei, ceva bun, nu mai să-i faci rău și să-i sancționezi. Probabil că era o atitudine umanistă. Deci, cred că ne-ar ajuta pe toți.